numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne urcând un munte înalt și ajungând în vârful lui, jumătatea postului sau muntele cel duhovnicesc, care a fost urcat ușor, ușor, cum spun și Sfinții Părinți, nu în linie dreaptă, ci și în cotituri, pentru că orice munte înalt nu se urcă în linie dreaptă, asta de la alpinism, dar mai mult decât atât a ajutat de cele două arme puternice, postul și rugăciunea, despre care Mântuitorul menționase că acest soi de dragi iese și pleacă în felul acesta și nu se întoarce niciodată. Mai mult decât atât, la jumătatea postului, Biserica creștină a ales să pună arma de temut a dracilor, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta de-a nou și se cutremură, se înfricoșează, nici nu au putere să caute la puterea ei, că morții a sculat și moartea a surpat. Și finalul, de fapt, este partea de dincolo a muntelui spre răsărit, partea de la nord, întotdeauna înzăpezită, plină de frig, de vânt, iar în partea de răsărit un soare frumos, strălucit, o pajiște verde, în care cel ce va intra și va ieși și pășune va afla, că eu sunt ușa ce duce la Tatăl și eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Un alt prilej duhovnicesc pentru cruce, pentru această armă, este și cântarea care a spus-o la strană și n-ați fost atenți pentru că se cânta pe note și părea mai nichisit așa. Crucea este ușa raiului. Deci am ajuns în vârful muntelui ca să ne uităm la poarta raiului. Dacă Heruvim o păzea cu sabie de foc și bun și frumos era la mâncare rodul ce m-a omorât, spunea de dimineață într-o parte, iată de data aceasta frumoase și strălucitoare sunt razele crucii care au venit să salveze și să mântuiască neamul omenesc, după cum Sfinții Părinți spun, femeie și lemn aduc căderea, femeie și lemn aduc mântuirea. Lemnul pomului care duce moarte, lemnul lui Hristos care aduce viață. Și toți Sfinții Părinți, anume Maxim Mărturisitorul, spune, precum stătea pomul vieții în mijlocul raiului, adică este virtutea centrală, Harul Duhului Sfânt, care luminează pe toate, care pretunește toate, luminează stierul bunătății și așa mai departe. Mai mult decât atât, crucea stă în mijlocul creștinătății ca semn de biruință, precum stătea altădată șarpele în pustie, precum stătea altădată toiagul în mâna lui Aron, în mâna lui Moisi când despica marea, precum stătea altădată paloșul care tăiat capul lui Goliat lângă sicriul legii, precum stătea altădată Moise întins cu mâinile când biruia pe Amalic, cum stătea altădată Avram cu mâinile încrucișate peste cei doi fii. Și dacă vreți, o întreagă înșiruire de închipuiri duhovnicești ale crucii din Vechiul Testament, până la surprinzătoarea, să spunem, exclamația Apostolului Pavel, care vine și spune, mie nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului. Pentru cei ce cred este arma înțelepciunii și puterea, iar pentru cei ce pierd și pentru elini, așa au fi fost vorba pe vremea aia, că erau păgâni, am mulți deștepți și ei, este nebunie. Nebunie este cu adevărat să-ți pierzi sufletul rătăcindu-l în cărările Evangheliei când lumea se desfată în răsfățul și în dezmățul ei. Iar dacă te lași chemării, pradă ești de străbălării. Spune mai departe Mântuitorul în Evanghelia de astăzi și specifică: de voiește cineva să urce acest munte înalt la sine, pentru că și el urcă pe munte. El urcă pe Golgota geografică a Ierusalimului, să facă mântuire în mijlocul pământului. Dar noi urcăm permanent mintea noastră, deci mintea noastră,
la o Golgotă spirituală, adică acolo unde știm că este Hristos, cine va sta în muntele cel sfânt al Lui? Deci noi ne tindem spre cer. Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Spune în fericit. Mai mult decât atât, tot Mântuitorul vine și ne îndeamnă, de vrei să vii cu mine sau de vrei să vii după mine, ia-ți crucea. De ce vorbește în termeni de cruce? Ia-ți crucea și nu a mea, ci a ta. Deci ia-ți crucea ta și urmează mie. Adică copilul când se naște plânge că au început suferințele. Viața e o suferință și o amăgire, e o umbră și un vis și tot ce vreți să spună psalmistul despre ea, iarba câmpului, floare, nor, umbră, pânză de păianjă, etc. Dar în aceeași clipă copilul când stă la sânul maicii râde și gângurește. Se hrănește cu laptele curat al vieții. Așa și noi născuți în suferința vieții ne alimentăm din laptele Evangheliei care îl poate da doar biserica, biserica nu ca instituție, biserica nu ca clădire, biserica nu ca construcție, ci biserica ca taină, biserica ca corabia mântuirii, unde ca targul este crucea, dar crucea este înfiptă în inelul nădejdii și este înfiptă adânc în ce? În credință. Pentru că dacă piatra de temelie a crucii n-ar fi fost credința, învierea ar fi fost zadarnică. Așa spune Apostolul Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi fost zadarnică. Dar noi murim sufletește pe pământ să înviem sufletește în cer. Și am să merg eu astăzi prin mai multe lucruri odată, le-am și notat, și spun așa, Mântuitorul adunându-și ucenicii le-a ținut o cuvântare scurtă pe care a profitat de multe ori de anume împrejurări ale vieții sale mesianice și a repetat-o în cu totul și în cu totul alte forme. Și chemând la sine mulțime de ucenici le-a zis, pentru că nu vorbea pereților, oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine și să-mi urmeze mie. Și n-a spus cei care doresc, oricine. Deci a dat posibilitatea întregirii, adică a dat posibilitatea oricui. N-a spus cei ce vor, că dacă spunea cei ce vor, poate sunt și cei ce nu vor. Dar a vorbit și celor ce nu vor, ori și cine voiește. Poate să fie vreunul care în clipa aceea, văzând răsplata cea multă, să zică, dar și eu aș fi vrut, păi tu nu ești din cei care trebuia să fie. Nu. Ori și cine. În momentul când îi spune că trebuie să se lepede de sine, lepădarea de sine, ca să știți dumneavoastră, frați creștini, este de fapt punctul cheie din tot creștinismul. Lepădarea de sine este punctul cheie care a făcut să apară pe fața pământului între neamul nostru omenesc și Dumnezeu cartea numită Scriptură. Adică, dacă n-ar fi fost această taină a lepădării de sine și dacă n-ar fi fost această taină a armei bunei voiri, arma de bază cu care a fost înzestrat omul atunci când i s-a suflat viață după ce a fost alcătuit, n-ar mai fi fost nevoie de Evanghelie. Dar această armă a bunăvoirii este o taină la fel de adâncă precum este și învierea. Este o taină la fel de adâncă ca și creația omului. Este o taină la fel de adâncă ca și moartea omului. Este o taină la fel de adâncă ca și nașterea omului. Este o taină la fel de adâncă ca și zămislirea omului. Și este o taină la fel de adâncă ca și Dumnezeu. De ce? Dumnezeu, până n-a demonstrat lepădarea de sine, n-a vorbit despre ea. Și prima lepădare de sine a lui Dumnezeu este aceasta. Atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe unicul său fiu,
Și încă la moarte, și ce moarte? Moarte pe cruce. De ce l-a dat pe unicul său fiu? Ca noi să ne mântuim și să fim în legătură cu el, dar nu într-o legătură temporară, ci într-o legătură veșnică. Deci pentru totdeauna. Ați văzut dimineață, citea la apostol despre un arhiereu cu slăbiciuni omenești, care iartă și dezleagă și toate. Arhiereul pus în veac după rânduiala lui Melchisedec, adică logosul întrupat sau cuvântul lui Dumnezeu, este arhiereul întregii lumi, care cu sângele lui spală păcatele noastre, nu cu sângele animalelor, și nu cu carnea animalelor sau grăsimea boilor și a oilor și a țapilor, ci cu însuși trupul lui. Deci iată lepădare de sine, model absolut de lepădare de sine, să te tai pe tine și să dai din sângele tău celui căruia îi lipsește. Celui căruia îi lipsește. Să te tai pe tine și să rupi din tine și să dai celui flământ. Hristos a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Deci iată lepădare de sine. Iată că de fapt lepădarea de sine, i-am descoperit una din adâncim. Înseamnă jertfă. Și spune în prohodul Mântuitorului, ca un pelican în coastă te-ai impuns în starea a doua. De ce spune acest lucru? Precum în natura noastră în care trăim în lumea animală, această pasăre când sunt pui mici se rupe la gușă și îi hrănește cu picături de sânge să se întărească, așa și Hristos și-a permis să întărească neamul omenesc cu sângele lui și să-i facă din fii nelegitimi, pentru că au căzut în Adam, fii legitimi în Hristos. Deci iată, primul lucru care iese la lepădarea de sine e caracterul de jertfă. Și Mântuitorul spune destul de frumos, numai cel ce vrea se jertfește, cel ce poate. Poate unii ar vrea să se jertfească și nu pot. Din lene, din comoditate, din neputință, din neștiință. Nu se merge pe principiul forțării, și am spus-o și altă dată. Cine crede că domină, are multe slăbiciuni. Nu se face, cum spunem noi, la țară și în popor, dragoste cu forța. Nu o să avem niciodată creștini buni din forță. Nu o să avem creștini duhovnicești și înduhovniciți cu forța. Trebuie omul să simtă necesitatea prezenței lui Hristos în el, cu el și pentru el. Și mergem mai departe. Un alt caracter care reiese din lepădarea de sine este și aceasta. Lepădarea egoismului, lepădarea mândriei, lepădarea părerii de sine și lepădarea încrederii de sine. Adică, cine știe că el este sfânt, nu-i sfânt. Cine știe că el este bun, nu-i bun. Cine știe că este curat, nu-i curat. Pentru că Hristos a ripostat în foarte multe dăți ale vieții mesianice și a spus, cei bolnavi au nevoie de doctor, iar eu n-am venit pentru cei sănătoși, pentru cei bolnavi. Eu sunt doctorul trupurilor și a sufletelor voastre. Învățați de la mine că sunt blând, iată în primul rând ce cere, o altă adâncime a lepădării de sine. Și smerit, smerenia este haina dumnezeirii după Isaac Sirul. Smerenia este coroana de pietre scumpe a monahului după Ioan Scărarul. Smerenia, după Maxim Mărturisitorul, este odorul de preț a creștinătății. Deci fără această smerenie, dar nu prost înțeleasă, smerenia are niște principii ale ei pe care și le respectă și atunci când este trântită în pământ. Adică, niciodată smerenia nu permite din calea dumnezeirii și din izvorul de unde se trage ca omul să fie atins în personalitate. Ce înseamnă personalitate? Nu ponegriți pe cei mai mici, că și îngerii lor văd fața lui Dumnezeu pururea în cer.
Deci și handicapatul și cel slab pregătit sau omul prost, cum mi se spune, și cel bolnav și cel sărac și cel mișcel și cel tâlhar și cel curvar, toți au un înger păzitor și au de la Dumnezeu o lumină, au un dar, au o valoare. Nu l-ar fi creat Dumnezeu pe un handicapat dacă credea că nu e necesar. Deși medicul spune de la afară că e monstru. Afară sau înăuntru, zămislit sau nezămislit, taina Dumnezeirii rămâne el. Și una din cele duhovnicești este luminarea celor întregi la minte ca să proslăvească darul lui Dumnezeu asupra lor. De ce s-a născut acest aur, Doamne? A păcătuit părinții sau el? Nu. Ca să se mărească Dumnezeu. Deci și cei mici în smerenia lor au dreptul la personalitate. De aceea prima poruncă din Evanghelie și prima poruncă a legii darului este iubiți-vă, dar prima poruncă a decalogului merge și mai mult. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci dacă eu îți dau de pomană, gândesc că îmi dau mie și trebuie să dau ceva bun, că mie nu mi-ar conveni să-mi dea cineva ceva rău. Deci am vorbit și despre smerenie. Aici se poate spune mult. Un alt principiu pe care îl respectă smerenia și este legat strict de Dumnezeu este omenia. Omenia, sau cum îi spunem noi în popor, zice pe cuvântul meu. Adică ce înseamnă? La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Nu trebuie să înjosesc o persoană. Nu trebuie să o denigrez. Nu trebuie să o calific ca bună sau ca rea. Ci trebuie să o urmăresc atât, dacă are cuvânt. Și omul care are cuvânt, indiferent că tu îți place de el sau nu îți place de el, ăla e un om smerit. Și să vă spun de ce, în principiu. Că unii o să zic că am luat o razmă. Nu! Dacă tu ai vorbit un lucru și l-ai respectat, înseamnă că ești smerit. De ce? Ți-ai călcat o voie personală și ai făcut voia aproapelui tău. Și aceasta nu se face decât din dragoste sau din cuvânt sau din smerenie. De aceea Mântuitorul a spus, și nu el a spus, că Ioan Evanghelistul a spus, apostolul Mântuitorului. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și eu am completat de la mine. Și cine n-are cuvânt, n-are pe Dumnezeu. De ce? Așa se întâmplă, fraților, în toată societatea noastră umană, de când va fi omul pe pământ și până când nu va mai fi. Cine promite un lucru și îl calcă, n-are pe Dumnezeu. Cine nu-și respectă principiul cuvântului, n-are smerenie. Cine nu-și respectă principiul omeniei, care a pus-o în fața cuiva, n-are pe Dumnezeu și ăla este păgân și vameș. Scriptura o spune. Adică, să luăm un exemplu. În clipa când doi tineri se iubesc, ca să luăm practic, din cruce să mușcăm, și ei tind să se căsătorească, și începe calvarul vieții de familie, o adevărată lepădare de sine. Bărbatul trebuie să lepede din mândria lui ca să se împace cu femeia care și ea e țâfnoasă. Femeia trebuie să lepede din principiile ei ca să ajungă la o combinație cu el în care să fie pace și liniște. Și iată, deși au venit în fața Sfântului Altar și spun această legătură și mare taină este în Hristos și în biserică și ce a legat Dumnezeu omul să nu despartă și așa mai departe. Vezi că după un timp nu-i mai place. Nu mai stau, nu mai vreau, nu-mi convine să fii sănătos și să te trezești, frate, că și-au călcat cuvântul. Au călcat, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Au călcat cuvântul Evangheliei și-au călcat cuvântul lor și și-au călcat principiul omeniei. Nevoind să țină cont că în lepădarea de sine din căsătorie înseamnă că trebuie să fii smerit și blând și să te jertfești. Dar ce-s proastă să rab sau sunt fraier să țin? Iată principii care vin și derogă puterea cuvântului și arată că el nu are valoare. Dar acolo unde cuvântul nu are valoare, din principii personale și nu din principii morale, nu există Dumnezeu. Deci,
când ei se căsătoresc din dragoste și nevrând să muncească și să ducă greul și zăduful familiei și aleg comoditatea și aleg calea cavalerească sau damă liberă în clipa aceea după căsătorie, ei sunt oameni care nu-L mai au pe Dumnezeu. De ce? Pentru că s-au sustras de la jertfă, s-au sustras de la cruce, s-au sustras de la calea spre Dumnezeu care ei și-au ales-o. Și spuneam odată cuiva: băi, tu nu te căsători că nu calcea om însurat. Nici de călugărie n-am chemare, părinte. Dar de unde știi tu asta, zic? Așa simte inima mea. Ca după un an să-l văd despărțit și să-l întreb: cine ți-a spus vreodată că aveai chemare la căsătorie când la călugărie știai deja că nu ai? Păi zice, dacă n-am mers la mănăstire, nu trebuia să mă căsătoresc? Trebuia, dar zic, ai călcat două deodată. Ai călcat și căsătoria și l-ai supărat și pe Dumnezeu. Ai zice, găsesc eu alta. Creștin ortodox. Deci iată unde stă cuvântul. Iată de ce spune Mântuitorul că cel ce vrea. Deci trebuie să vrei, frate. Deci când vrei să rabzi, să nu fugi de o cruce, că dai de alta mai grea. Câți, despărțindu-se din anumite prejudicii și principii morale sau sociale, n-au ajuns să se recăsătorească și să întemeieze alte familii și să meargă mai rău ca în prima. De ce? Fugind de o cruce, găsești una și mai grea. Sau uneori, fiind principiile și prejudiciile sănătoase, să meargă treaba bine. Deci să vede că a fost o lipsă de înțelepciune. Dar rușinea rămâne. Dumnezeu totuși este trist în inima Lui. De aceea în taina cununiei a doua spune: și iartă ca pe Rahab cea desfrânată, ca pe David, ca pe păcătoasa, ca pe cutare, pe cei ce n-au putut suporta zăduful și năduful zilei și greutatea zilei și au venit la legiuirea nunții a doua. Deci vezi, în principiu Dumnezeu este tot supărat, adică nu e așa de bucuros, pentru că El știe că ai oricând principiu să tinzi și spre mai mult de nu vei fi atent. Adică este o taină. Este o taină cu surogatul lângă ea. Este un amalgam care doar vindecă durerea de măsea, dar caria rămâne. Adică oricând omul poate tinde spre mai rău. De aceea trebuie multă, multă atenție în această jertfire de sine. Și am ales să vorbesc întâi un pic de această problemă, pentru că sunteți mulți de față și în domeniu. Și mergem mai departe, la oile noastre. Pentru că cel ce vine după mine trebuie să se lepede de sine. Ori această lepădare de sine este tocmai principiul de care am vorbit adineaori, este tocmai dorința de a suporta în greutățile tale un minim de greutate, nici de cum egal cu greutatea pe care a suportat-o Hristos, ridicând păcatul lumii, El fiind fără de păcat, vărsându-și sângele pentru păcatele lumii, El fiind fără de păcat, și răbdând pentru mizeria lumii, El fiind curat. Deci vezi, lepădarea de sine și are originea în Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a lepădat de sine. S-a deșertat pe sine luând chip de rob. Atanasă cel Mare. Ca să-l facă pe rob împărat, adică pe om. Trecem la un alt principiu, mai adânc. De cruce am început deja să vorbim. În brații l-am rupt. Căci cine va voi să scape sufletul, greu cuvânt, cine va voi să scape sufletul. În primul rând, ce este acela suflet? Trăim într-o societate destul de bolnavă din punct de vedere spiritual la ora actuală. Suntem noi într-o Moldovă credincioasă, suntem noi într-un număr de 80 și nu știu cât la sută ortodoxi, dar totuși vă explic un lucru care nu trebuie să deranjeze. Noțiunea de suflet este prost înțeleasă. Sunt oameni care își dau seama cu adevărat ce înseamnă sufletul și îl respectă, spovedindu-se, împărtășindu-se și urmând principiile nu judiciare sau canonice sau forțate, ci de bună voie și din dragoste ale bisericii. Ăia sunt creștinii buni. Dar sunt creștini care, pe lângă ceea ce biserica învață, să duc frățiorii noștri și să îmbolnăvesc sufletul cu mult mai rele și mai nenorocite învățături decât păcatele lor. Că dacă ai desfrânat,
Te iartă Dumnezeu sau dacă ai fumat sau dacă ai băut. Dar dacă schimbi cuvântul Scripturii, greu te iartă. Și începi să alergi la învățături de suflet mult, mult mai periculoase și mult mai nepricepute minților dacă ar fi studiat Scriptura și totul despre sufletul acesta creat de Dumnezeu. Sufletul este scânteie din sfatul Sfintei Treimi. Cum se naște sufletul? Am avut un paragraf într-o filocalie găsit și nu am dat acum de el, dar trebuie să-l găsesc și să-l punem în principiu și să-l dezbatem cu multă atenție. Se spune că în clipa când femeia stă cu bărbatul în pat și are loc actul zămislirii, în clipa când se întâlnesc cele două semințe de viață, femeiască și bărbătească, sufletul care va fi pus în acea sămânță nouă, în acea creatură nouă, este închinat Sfintei Treimi. De ce? Să poarte tot timpul în el dor dumnezeiesc. Adică acel dor pe care l-a avut Adam după greșeala din pom, când tot timpul stătea și plângea pe lângă rai și dorea să ajungă în el din nou. Neștiind că pe principiu personal nu mai poate, ci trebuie ajutat de Logos, de Cuvântul lui Dumnezeu, ce vine ca jertfă lumii. Și spune că atâta stare de umilință, atâta stare de spiritualitate, atâta har primește sufletul în clipa când îi se deschid și lui puterile sufletești să vadă slava Sfintei Treimi, încât tot timpul cât va sta în om până la ieșirea omului din viață și plecarea sufletului de unde a fost luat, cum spune Parastasul, el prin conștiință, unica legătură a sufletului cu Dumnezeu, tot timpul trezește pe om. Hai că nu-i bine, hai la curățenie, hai la lumină. Deci sufletul își dorește să împărtășească în om lumina de care s-a împărtășit în clipa când a fost închinat Sfintei Treimi și dăruit acelei ființe noi create. Și pe unde intră acest suflet în om? Să reîncarnează, cum spun nebunii? Să reîncarnează, cum spun budiștii sau nu știu mai care religii? Nu! Este condus de însăși Duhul Sfânt. Este condus de însuși puterea lui Dumnezeu și este pus în acea picătură de sânge care se formează biologic, se spune blastulă sau celulă zigot, și intră printr-o anumită fisură mică pe care noi nu o vedem cu ochiul liber. Adică gura, de aceea gura este organul cel mai sfânt din toate cele cinci simțuri. Pentru că prin gură comunicăm spiritual cu Dumnezeu. Prin gură intră sufletul. Prin gură iese sufletul. Unii cred că iese pe urechi sau pe unde. Pe gură iese. Mărturie categorică. Prin gură primește sufletul lumină când iei din potir cu lingura. Prin gură chem pe Dumnezeu când sufletul tău se chinuiește și strigă, scoate din temniță sufletul meu să mărturisească numele tău, biserica. Și prin gură urmează să dăm cel mai grozav răspuns pe care l-au dat vreodată elevii, studenți sau academicienii, răspunsul la licența noastră, mântuire sau pierzare. Adică la înfricoșata judecată. De aceea, în Sodoma și Gomora, Dumnezeu a pedepsit cu foc păcatul gomoriei și păcatul acesta urâcios, care în creștinism nici nu trebuie să-și aibă locul. Nici nu vorbesc de el ca să-l explic, că-i murdar și știți ce înseamnă. De aceea, trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți, să nu ne trezim. De aceea spune cine își va pierde sufletul pentru mine, nu pentru patim și lucruri de pomană. Deci să fim foarte atenți să nu spurcăm cărările sufletului. Pentru că sufletul nu umblă haotic și la întâmplare. Nu umblă aiurea fleaura pe dealuri, cum spun unii nebuni că le vedem fel de globuri albe și roșii și verzi și umblă razna și prin casă și pas de zile omul e mort și el stă prin casă și mănâncă și bea și câte principii și evanghelii băbești. Sufletul este condus pe căi precise. De Dumnezeu e trimis, de Dumnezeu e chemat, de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu pleacă. Nu se reîncarnează nimic, că materia nu se amestecă cu,
cu starea spirituală, spiritul și materia, această legătură care nimeni nu înțelege, pe care a făcut-o Dumnezeu între lumea văzută, adică asta materială și cea nevăzută, nu poate explica nimeni. Stau domnii doctori și se miră de multe lucruri în viața lor. Și v-am spus odată cândva treaba asta. Mă doare apendicele și mă duc să mă operez. Printr-o simplă analiză, el știe că este apendicele. Vine și taie și scoate bucățica respectivă și coasă la loc și tu te faci sănătos. A văzut el durerea de unde și până unde exact era? A văzut el sufletul când a plecat din acea porțiune de organ care a fost eliminat? Nu. Sufletul fiind de natură spirituală, se retrage ușor precum aburul. Și în clipa când eu mi-am tăiat degetul înainte ca el să fie tăiat, sufletul s-a și strecurat spre izvorul de viață. Deci el nu se divide. Sufletul nu-i divizibil. El rămâne întreg. De aia se spune la idioți și la cei slabi de minte cu bioenergie că își văd aura, își văd prostia. Deci sufletul este starea spirituală a omului care pătrunde în el prin principii dumnezeiești, nimeni nu le poate explica și nimeni nu le poate forța să șadă mai mult sau mai puțin decât cât hotărăște Dumnezeu, și el trebuie să intre pe calea gurii și tot pe calea gurii să iasă și să meargă precis însoțit de îngeri în rai sau în muncă trecătoare deocamdată, adică pe o anumită perioadă, deci cât îl poate scoate biserica cu slujba sau liturghia sau veșnică când va fi înfricoșata judecată. Nu ne băgăm unde nu ne fierbe oala. Dar cine își va pierde sufletul pentru mine și Evanghelia, acela îl va câștiga. Ce înseamnă să-ți pierzi sufletul pentru Dumnezeu? Nu înseamnă să-l arunci la întâmplare, ci înseamnă să-l dăruiești împotriva voinței tale lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-l pierzi. Câți oameni nu au principiile lor personale? Să fie mare, să fie vrednic, să fie frumos, să aibă casă, să aibă mașină, să aibă nevastă, să aibă bani, să aibă dolari, să aibă avion, să aibă aeroplan și tot ce își dorește el. Astea sunt strict moarte și material. Astea sunt strict personale și lipsite de importanță. Arată rugăciunea celor morți și este foarte convingătoare când spune o clipă și moartea le rămâne. Unde-i purpura, unde-i visom, și așa mai departe, toate cântările alea. Dar mai mult decât atât, zice, cheamă-mă pe mine, Mântuitorule, oaia cea pierdută, cu frumusețea cea din tâi, iarăși împodobindu-mă și mă fă cetățean raiului. Ai văzut? Ăsta-i principiul pe care trebuie să tinzi tu dacă vrei să-ți pierzi sufletul în Dumnezeu. Pentru că atunci când se referă cine își va pierde sufletul pentru mine, nu se referă la suflet că l-ai scos din buzunar și l-a luat pisica și l-a înghițit și ia că are budistul un suflet reîncarnat într-o pisică. Sunt proști ca oile. Sufletul rămâne în tine, tu te pierzi în Dumnezeu, Dumnezeu fiind nemărginit intră în inima ta, inima-i casa puterilor sufletești ale sufletului și în clipa când tu te-ai pierdut în Dumnezeu, adică nu eu, Apostolul Pavel spune, eu sticălos, nu eu trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. În clipa când Hristos este nemărginit, sigur că și sufletul meu e nemărginit, eu nu știu unde e. Unii folosesc întotdeauna, așa m-ai întâlnit, vorba, ei confundă cuvântul extaz și răpire cu o anumită stare. O anumită stare este altceva, iar extazul este altceva. Ori aici Mântuitorul în această frază când spune cine își va pierde sufletul pentru mine, nu vrea să arate altceva decât starea de extaz. Ce înseamnă starea de extaz? Ca să înțelegeți. Că mai spunea odată cineva că el are extaz. Extazul este o stare care tu nici nu știi să te explici. Este o stare de bucurie nepătrunsă, este o stare de răpire negrăită, este o stare în care mintea nu mai judecă pe principiul omenesc, ci este răpită de lumina Duhului Sfânt. Această stare de extaz vine printr-o anumită stare îmbunătățită a persoanei respective, sau cine este el, dar acest extaz nu se poate explica în cuvinte omenești. Ori închipuiți-vă, e o mare nebunie în secolul 20, e o mare nebunie în secolul 20 să găsești indicatoare
în oraș sau prin pădure sau unde vrei tu, hai la nu știu cine care extaz, hai la doamna cu tare că e cu extaz, hai la domnul cu tare că e cu extaz. Ei, închipuiți-vă că apostolul Pavel, care a fost într-adevăr în extaz real, răpit la al treilea cer, nici n-a îndrăznit după ani de zile să spună: cunosc eu unul, nu știu dacă în trup sau afară de trup, care a fost răpit la al treilea cer. Dar ce poate să spună, nu are. Pentru că urechea nu pricepe, ochiul nu înțelege și mintea, gura nu poate vorbi. Deci simțurile omenești depășesc realitatea. De ce depășesc realitatea? Pentru că scripturile nu se bat cap în cap. Nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu, către care nu putează căuta oștile îngerești. Dar prin tine, prea curată, cuvântul nou s-a arătat, spune acolo la parastas, pe care văzându-l, pe Fecioara o fericim. Deci bucuria învierii și bucuria extazierii noastre, primită de la Dumnezeu prin iubirea Lui de oameni, nu mi-o explic prin extazul meu, ci prin pururea sfințenia Fecioarei Maria, care s-a învrednicit unica fiind, să aibă această plinătate de haruri, să coboare Dumnezeu deșertându-se în ea și să se dea lumii ca prunc nevinovat și preotul să-l junghe și omul să-l mănânce. Deci tu ești în extaz în clipa când te împărtășești, dar tu nu poți să o explici. Că nimeni n-a văzut vreodată în lingură sânge și carne, exact real, cum se petrece în chip euharistic. E o stare de bucurie despre care tu poți să vorbești. E o stare spirituală, duhovnicească, pe care tu o simți. Dar nu poți să-i dai titlul de extaz. Nu te-ai pierdut încă în Hristos. Și dacă vrei să te convingi de acest lucru, ți-l spun. Atâta timp cât încă mai fumezi, atâta timp cât te mai enervezi, atâta timp cât ți este foame, atâta timp cât îți este somn, atâta timp cât îți este lene, cât te iuțești, cât trândăvești, nu ești în extaz, ești pământesc, carnal, bolnav, murdar. Nu murdar de păcate mari, de cele mărunte, dar vezi că spune Scriptura, nu mă aruncați în grijă că cele mici sunt ușoare. Că numai dacă cu mintea curvești păcat săvârșești, numai dacă ură porți păcat de moarte ai săvârșit. Deci vezi că taina extazului și a lepădării merge departe, departe, departe. Noi am prins firul unui gem, dar nu știm lungimea gemului. Deci noi ne-am prins de Dumnezeu și de poala Lui, dar nu ne-am prins de întreaga Lui ființă, fiindcă e nemărginită și nu poate mărginitul să cuprindă nemărginitul. Și era o pildă frumoasă dată de un filozof. A zis, zice, un băiețaș mititel, făcea cruce și filozoful îi spune, zice, dar ce, l-ai văzut tu pe Dumnezeu ca să faci cruce? Și că da, l-am văzut. Unde? Zice, ți-l arăt, dar îmi faci un lucru. Zice, uite, du-te și-mi ia muntele ăsta în mână și ascunde-l. Și că, mă copile, tu ești întreg la cap, cum să ascunzi un munte cu mâna? Dar tu ești întreg la cap, cum să-L vezi tu pe Dumnezeu, care, zice, n-are margine? Și s-a înțelepțit Maria sa, filozoful. Așa și noi. Una este extazul, nemărginirea inexplicabilă și neînțeleasă de mintea omenească și alta este starea duhovnicească a omului care se spovedește și trăiește curat sau pe principii spirituale și este mulțumit sau bucurie sau odihna sufletului, cum spune Sfântul Maxim. Știu că vă plictisiți, dar mergem înainte. Și acum dă principiile pământești. Că ce-i folosește omului dacă câștigă lumea întreagă? Și aici punem doar o întrebare pe care o pune Arsenie cel Mare. Se duce la mormântul lui Macedon și întreabă, unde-i slava ta? Unde-i mărirea ta? Unde-i împărăția amazonilor? Unde e întreg Imperiul Macedonian? Iată, omule, ce ești, oasă goale și țărână. Și avea Macedon un principiu frumos, gol am ieșit din pântece și gol mă voi duce. Și de-mi veți pune luxuri la moartea mea pe mine, zice, păcat veți avea. Deși nu era creștin, dar avea principii creștinești. Pentru că dacă omul câștigă lumea întreagă și își pierde sufletul, n-a rezolvat nimic. Un suflet nu se poate răscumpăra decât cu căință. Nu se răscumpără cu bani, nu se răscumpără cu pâine, nu se răscumpără cu haine,
nu se răscumpără cu vin, nu se răscumpără cu lumânări. De ce am vrut să ajung aici? Să nu trăim în impresia că parastasul poate rezolva după moarte starea de păcătoșenie a sufletului. El este îmbinat și bine pus cu sufletul în legătură prin taina slujbei bisericești, dar este legat de același verset care de mii de ori l-am repetat. Pomenește, Doamne, și pe cei morți în munți, răpiți, strântiți, bătuți de pumn, de ciumă, de ciomag, înghițiți de apă, de calde, este proscomidia așa o rugăciune. Dar, la finalul ei spune, și pe toți care au adormit cu împărtășirea ta. Și în nădejdea învierii și a vieții veșnice, dacă Gheorghe a murit la crâșmă cu vodka în buzunar, se gândea el la înviere, se gândea el la împărtășire, niciodată. Dacă a murit Hagi Tudose pe grămada cu bani, cu zama de găină în oală, se gândea la rai, se gândea la bani și stelele de pe borș sclipeau ca galbeni. Și n-a mâncat o pierin de foame. Deci, vezi, omule, trebuie și lepădarea de sine să aibă două cumpene. Ați văzut, în judecătorie se pune o balanță, simbol al dreptății. În dreapta socoteală, idem. Se pune o balanță, simbolul dreptății, adică lepădarea de sine trebuie să aibă bună cuviință. Ce înseamnă bună cuviință? Să te veselești de toate, cum spune Apostolul Pavel, dar să știi că nu toate sunt folositoare, iar la cealaltă este dreapta socoteală. Adică, din toate principiile umane care străduiesc sau străjuiesc astăzi omul, cel mai mare principiu prin care va fi bună armonie și înțelegere între oameni, fără legi, fără judecători, fără polițai, fără bâtă, fără par, fără închisori, este dreapta socoteală. Dreapta socoteală este mai grea și mai adâncă armă și are rădăcina în lepădarea de sine de trei ori mai adâncă, de trei ori mai adâncă decât lepădarea de sine ea însăși. De ce? Pentru că cine are dreapta socoteală nu greșește niciodată. Am postit și nu m-am mântuit. M-am rugat și nu m-am mântuit. M-am smerit și m-am mântuit, spune, dar smerenia vine din lepădare de sine. Dar Antonie, la conferința cea mare din pustie, când vorbea cu monahii, le-a spus, fiilor, este încă o virtute care depășește și smerenia, că smerindu-te poți cădea. Și avem smerenia celor mândri, cum spune la pateric, e smerit mândrulețul. Sau îmi spunea cineva într-o zi, zice, noi știm că suntem păcătoși, dar spune-i tu că-i păcătos, să vezi ce face cu tine. Adică omul știe despre el că e păcătos când se autolaudă. Știi? Stă la umbră vara vaca sub umbraș și o mușcă țânțarul și ea se linge și țânțarul pleacă. Și are impresia că nu mai pișcă, dar el se pune altă parte. Așa stă dracu mândriei la noi când ni se pare că suntem păcătoși, ca țânțarul pe animal. Îl fugărești din inimă și vine în cap, îl dai din cap și intră în ochi, îl dai din ochi și intră în urechi. Are el grijă să te prindă. Știe el de unde să te rupă. Dar dacă ai dreapta socoteală, nu greșești niciodată. Este leacul cel mai potrivit pentru rana potrivită. Atât familia, cât și călugăria în sine, ca act, pentru că amândouă sunt legate de dreapta socoteală, până nu vor respecta acest principiu, care este una din balanțele lepădării de sine, n-ajung la niciun consens. Adică, nerespectându-se principiile spirituale ale familiei și morale, morala cu spiritualitatea sunt bună legătură, că nu poți să fii om moral și dobitor. Cine-i moral, adevărat, e curat. Deci principiile morale și spirituale sunt întotdeauna în strânsă legătură. Și respectând principiul moral al răbdării, al smereniei, al îngăduinței, al priceperii, al discernerii, nu greșești. Tace ăla, zice ălalt, mai îngăduie ăsta alalt, mai rabdă celălalt, mai lasă de aici, mai pune de dincolo și le cârpește. Dar când omul este legat de avere și de materie, sufletul se pierde. Nu-l mai interesează grilaj să nu intre dracu în inimă. Îl interesează grilaj să nu intre la sacul cu bani. Și iarăși mai departe, iarăși un lucru frumos. Și ăsta este răspunsul pentru toate viacurile și pentru toate neamurile. Ce ar putea omul da în schimb pentru sufletul său?
Explicați cineva. Ce ar putea omul să dea în schimb pentru sufletul său? După ce a plecat sufletul la Dumnezeu, hai să le luăm pe rând. Să-i dăm sufletului bani, îi folosește la ceva? Nu-i mai folosește. Să-i dăm haine luxoase, nu-i mai folosește. Să-i dăm mâncare, îi mai folosește? Nu-i mai folosește. Să-i dăm vila, nu-i mai folosește. De ce nu-i mai folosește? Pentru că a lăsat Dumnezeu un principiu al lepădării de sine într-o altă evanghelie. Fraților, zice, n-adunați comori pe pământ unde mănâncă furul, hoțul și molia. Faceți-le în ceruri unde furii nu le fură și molile și cariile nu le mănâncă. Ai văzut de ce? Poți să-i dai sufletului tot ce vrei. Vrei să fii frumoasă în rai? Trimite-i de aici haine de pomană. Vrei să fii rujată în rai? Trimite-i de aici lacrimi și suspine să se ungă acolo sufletul, că ruj nu mai îți dă Dumnezeu acolo, că e lumina care orbește totuși dă o singură nuanță. Este lumina cea pururea fiitoare, fără umbră de schimbare. N-o să ai buzele roșii în rai sau cercei că i-ai purtat tu pe pământ. Eram odată la o mormântare în Bucovina și i-a pus la babă când a murit trusa de machiaj. Zice, așa i-a fost de dragă, zice, lasă-o aibă cu ea. Să-i o lege dracul de gât la judecată și să spune, Doamne, nici amul nu crezi că era proastă? Uite-o, a venit cu talanca la gât. Băi, fraților, să ne trezim duhovnicește și să ne dăm seama că și milostenia așa are rostul ei. Să nu trăim în impresia că cu ce ne giftuim noi pe pământ, îi trebuie lui Dumnezeu în cer. Milostenia privită scripturistic la capitolul 9, Baruch, în Sfânta Scriptură, în cărțile necanonice care îi bolnăvește pe sectari și nu le suportă și le scot din scripturi, scrie așa. Și-a înfrânt pâinea și vinul pe mormintele părinților noștri în amintirea păcatelor lor ce le-au săvârșit în Babilon. Deci vezi de unde a rămas principiul parastasului? Pentru că pâinea și vinul sunt o preînchipuire a însuși trupului și sângelui lui Iisus Hristos, care întâi se jertfește în potir, spală, Doamne, păcatele celor vii și adormiți care s-au pomenit, fiecare după principiul lor și numele lor și criteriile lor, iertare, dezlegare, mântuire, etc. Și apoi cu sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor tăi. Deci este vorba de simbolul vinului care numai binecuvântat la parastas are același simbol, adică de a hrăni, de a hrăni pe cei adormiți și repausați, și știți istorioara acolo de sus stâncă, nu repetăm lucruri inutile, deci în care noi aducem jertfă mortului. Toate sunt bune, ați văzut rugăciune de împărțit, haine, lucruri, obiecte și câte lucruri să dau. Dar să dau un principiu credinței, nu un principiu mândriei. O prescură singură și un pahar de vin și o lumânare poate pomeni 20 de milioane de morți. Și o căruță de pâine poate valora nimic. Deci trebuie să avem principiul echității. Praznicul când îl fac în cinstea celui adormit, eu nu-l dau că mortul ia o traistă în iad și are lângă el și altul stă flămând și el mănâncă. Nu! Ci acele milostenii și rugăciuni de boda proste spuse de săraci la care tu ai dat mâncare, merg ca niște jertfe curate. Ioan Iacob, poezii, zice, frate, plata de la Marțafoi nu aduce liniște nici la tine, nici la noi, ci se îndreaptă către ceruri ca un fum de miros greu, zice. Și te rog să nu mai faci, că, zice, liniștea și rugăciunea ce le aveai la început erau darul cel mai sfânt și erau darul cel mai plăcut. Deci, în clipa când aduci rugăciune cu bună cuvință și cu dreaptă socoteală, folosește. Iar lucrurile făcute inutil din mândrie și din slavă deșartă, întâi că strici biserica, strici principiul moralei creștine și strici obiceiul tradițional și patristic al pomenirii mortului sau a sufletului tău când merg și fac colivă la vii și cântă veșnică pomenire. Ce veșnică pomenire? Ai rugăciunea colivei acolo. Primește precum ai primit pe cei doi bani a văduvei și le răsplătește lor în acestea trecătoare pe cele veșnice. Și binecuvintează pe robii tăi ce au adus acestea, sfințindu-le și binecuvântându-le în numele tău cel sfânt. Ai veșnică pomenire și horă. Și dă-i cu vin. Deci trebuie să gândim logic și bărbătește. Bărbătește trebuie gândit. Căci cel ce se rușinează de mine și de cuvintele mele, exact ce am discutat până acum, în neamul acesta păcătos,
Nu mai pun desfrânat, aici în sensul de desfrânat nu-i neapărat se referește la curvărie, nu. Desfrânat în sensul că alunecă învățătura, v-am spus, spre toate principiile. Sectarismul e o desfrânare. Sectarii știți ce sunt? Șobolani cu dinți de fier care rod la temelia bisericii. Dar n-au ce face, că e piatră. Și piatra din capul unghiului n-au băgat-o în seamă zitorii. La Domnul s-a pus aceasta. Și își rod șobolanii dinți în ei până vor muri. Nu au principii să roadă biserica și să o dărâme, că porțile iadului nu vor birui în veac cu veac. Iată o desfrânare, secta. După aceea, reaua credință, necredința, ateismul, mai departe, lenea, tot o desfrânare, lăcomia, tot o desfrânare, desfrânarea în sine, mânia, iuțimea, nerăbdarea, pisma, vrajba, ura, somnul prea mult, mâncarea prea multă, toate sunt desfrânări. Nu se referă la desfrânare, el cuvântul de desfrânare nu e în sens că gata, ai curvit. Ăla e adulterul. Desfrânare, înfrânare și desfrânare. Înfrânare, legarea poftei și desfrânare, dezlegarea poftei. Deci asta este. Deci cine se rușinează de mine neamul acesta desfrânat, adică libertin, și spuneam chiar ieri lucrul ăsta, când ajunge biserica să aibă slăbiciunea sa desacralizării prin secularizare, se duce totul de râpă. N-are decât și ministrul, și președintele, și prefectul să se conforme patristicii și tradiției bisericești, și dogmaticii creștine și evanghelii. Nu-i convine să-și facă biserica lui, nu-l oprește nimeni. Dar cine să vine după mine să se lepede de mofturi și de sine? Deci când sunt în biserică, respect ce vrea biserica. Vreau eu biserica mea? Apostolul Pavel spune. Ziceau, s-a împărțit biserica? Este pe aia, frață mincinoși, pe spate, cu sectele, e paragraful. Zice, fiecare și-a făcut bisericuța lui. De ce? Ca să fie șefulețul ei și să o conducă cum vrea el și să aibă profitul lui. Ce crezi, că iehoviștii și-au făcut sectă că vor să se mântuiască? Nu! E un șarpe urât legat de coada lui, numai dolari, bani și materie. Iar pe capul șarpului stă dracul pe tron de flăcă. Și ce se întâmplă? Ei vin spre șarpe, șarpele înghite, iar în coada acestor mașini și bani și tot ce aduc ei și spurcă creștinătatea, o să zacă gura iadului, deci de unde iese șarpele. Nu vă faceți probleme, că nu se teme Dumnezeu de asta. El poate schimba tot într-o clipă. Alt lucru. Și eu mă voi rușina. Iată ce spune Hristos. Fiți foarte atenți. Și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Să știți, frații mei, că nu cred că există mai urât cuvânt de hulă decât acesta împotriva lui Dumnezeu, pe care l-a menționat însuși Fiul omului. Când a spus așa, urăciunea pustiirii, când o veți vedea în locul cel sfânt, sfârșitul e aproape. Și zice, mânia lui Dumnezeu va începe de la casa lui Dumnezeu. Deci când s-a referit la lucrul acesta, a arătat că dacă sarea se strică și pământul se strică și nu mai ai cu ce săra bucatele. Deci învățătura trebuie să rămână veșnic, curată și sănătoasă pe temelia și principiul acelor cărți pe care le-au lăsat scrise sfinții și prorocii. Căci Fiul omului se va rușina de ei. Cum se va rușina? O să-i fie rușine de Hristos de prostiile noastre? Nu! O să ne fie nouă rușine de prostiile noastre în fața lui Dumnezeu. Dar o să se simtă umilit Iisus Hristos pe tronul slavei când Tatăl spune, nu eu judec, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și să nu uitați că în sfatul Sfintei Treime a fost o discuție foarte frumoasă. A spus Dumnezeu Tatăl, omul va cădea și Fiul a spus, eu îl voi ridica. Duhul Sfânt a spus, eu îl voi mântui. Dar dacă cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine nu vrea, ce spune Hristos? Iarăși se umilește. Eu stau și bat și aștept. Dacă vrea să deschideți cu el la masă, dacă nu, plec în altă parte. Și mai era acolo cântecul ăla, mai el cântă pe la oastea Domnului. Zice, câte răni, câte scuipări și păcate. E foarte frumos. Deci, de fiecare dată Fiul omului se rușinează
prin jertfa care a făcut-o când vede cât de mărșav e omul. Și se simte umilit, deși este din treime, deși e o singură ființă, Dumnezeu are numai ipostasuri diferite, cuvânt și duh. Așa spune Psaltirea, cu cuvântul Domnului Cerului s-au întărit și cu duhul gurii lui toată puterea lor. Dar acest fiu al omului, adică omul Dumnezeu care a venit pe pământ și s-a înălțat la cer, când va veni în slava lui cu sfinții îngeri, se va repersonifica duhovnicește pentru vederea noastră. De ce? Ca să vedem că el a existat, nu cum spun alții că-s povești sau vorbe de muritoare. Dar cum? Va sta exact ca judecător. Și de ce Tatăl l-a pus să judece? L-a pus să judece tocmai pentru că el a trăit între noi și a văzut ce se poate face și ce nu se poate face. Și mai mult decât atât, Dumnezeu care e lumină și iubire, se simte umilit când vede că prin fața lui trebuie să treacă cei care n-au în el icoana lui. Ai văzut la strungă, 1, 2, 3, starpă, de-o la tăiat, reformă, de-o deoparte, de-o deoparte. Deci așa va fi și acolo. Se vor separa oile de-a dreapta și caprele de-a stânga. Și sigur că va fi o rușine supremă întâi creștinătății și va fi o rușine supremă fiului omului care a venit să ridice păcatele lumii și a dat o șansă atât de ușoară să te spovedești, să te împărtășești, să te mântuiești și tu i-ai întors spatele și ți-ai făcut OZN-uri și ți-ai făcut sateliți și ți-ai făcut rachete și bombe atomice crezând că ai să-L depășești pe Dumnezeu. Și au mai inventat și calculatorul. A vor acum să facă aparatură să-ți depisteze gândul, să o creadă ei asta. Când are să fete luna, sateliți, are să facă și ei aparate de detecta gândul. Gândul este putere sufletească. Puterea gânditoare Dumnezeu i-a dat-o omului și tot el o va lua. Adevărul, spune Apostolul Pavel, vă face liberi, iar păcatul vă face robi. Cine este curat și fără de păcat, de acela nu prinde nimic, de acela nu prinde nici 666, de acela nu prinde nici satana, de ala nu prinde nici țigara, de ala nu prinde nici curvia, nici tutunul, nici fumatul, nici băutul. Ăla este un prototip al icoanei sale și când Iisus Hristos îl va vedea, va spune, nu mi-e rușine de tine, hai cu mine. Dar cum să nu se rușineze el când vor trece suflete prin fața lui negre, iar altele strălucitoare? Și gândiți-vă, cum ar face o nedreptate să spună, a bă, negrilă, vină și tu în dreapta. Nu se poate. Nu se poate că precum aud judec și judecata mea dreaptă este. Iisus Hristos nu mai schimbă nimic în ziua judecății. Spune pe îndreptarul de la spovedit, voi n-ați fost atenți, îl cumpărați și îl puneți pe smântână. Zice, aici pe pământ judecă un om și dezleagă cu milostivire, dar sus va fi o judecată dreaptă cu mânie și nepărtinire. De ce să nu te părtinești aici prin rugăciuni și prin spălare a sufletului și să stai dincolo și să suferi veșnic? Numai un cap bolnav și o minte slabă. Numai un om lipsit de caracter poate să facă asemenea lucruri. Și noi în toată patristica bisericii o numim nesimțirea sufletului. Este cel mai greu păcat care se poate petrece în biserica creștină. Nesimțirea sufletului. Deci de aici se alunecă spre toate desfrânările. Și sectă, și păcat, și patimă, și tot ce vrei. Și ca să încheiem și mai frumos, să nu vi se pare că a fost numai o cară, lepădarea de sine mai are și trei principii morale bune, frumoase, sănătoase. Primul principiu este geniu sau armata de foc al lui Dumnezeu. Călugăria, când i-a spus tânărului bogat, toate le-ai păzit, dar mai lipsește una. Vinde toate și urmează mie. Cine poate face acest lucru ferice de el? Dar dacă nu respectă întru tot principiile acestor voturi și acestei chemări înalte, tot de la fața lui Dumnezeu rușinat pleacă. Un alt principiu care l-a lăsat Dumnezeu, mare taină în Hristos și în biserică, a lăsat căsătoria. Deci, cine nu poate să se călugărească, poate să se căsătorească. Și spune mai departe așa, bine-i fete să mărite, bine să rămâne așa. Și dacă nu te măriți sau nu te însori, sau dacă te călugărești sau dacă nu te călugărești, Dumnezeu nici așa nu te condamnă. Dar să fii bun și curat. Deci fiecare cruce are ispita ei. În căsătorie, lepădarea de sine prevede patru voturi. Mai multe decât în călugărie.
Creșterea copiilor în frica de Dumnezeu. Și e cea mai grea din toate. Nici călugărul, cât e de călugăr, n-are și îi se pare lui că dărâmă pământul și vai de mine ce face el, n-are asemenea greutate în spate. Creșterea copiilor în frica de Dumnezeu. Adică, să dai călugărul de răspuns la judecată de el și de cei pe care i-a smintit, dacă a făcut fapte rele. Dar mama și tata dă răspuns de copiilor dacă i-a crescut sau nu bine. Era un cântec tot pe la oastea Domnului. Mamă, nu uita datoria ta. Nu mai știu mai mult. Deci, iată cel mai greu vot. Ăsta e votul căsătoriei. După aceea, patul nespurcat și nunta neîntinată. Adică, după ce te-ai măritat cu femeia ta, să știi că vinerea și mercurea să ține curățenie și post trupesc și că duminica nu trăiești cu soția pentru că mergi la biserică și ea în afară și aghează. Nunta nespurcată, adică dacă te-ai căsătorit tu femeie și tu bărbat, să nu mai umbli pe aiurea, pe românește. Tu cu alt bărbat sau ea cu el cu altă femeie. Al treilea vot, legătura până la moarte, adică să-și iubească bărbatul femeia precum a iubit Hristos biserica. De aceea s-au lăsat două principii de salvare în canoanele Sfinților Părinți. Dacă femeia l-a lăsat pe bărbat din motive morale sau principii serioase, are dreptul să se căsătorească și să consideră că nu curvește, pentru că ea nunta a doua. Dar dacă l-a lăsat de dragul de a-l lăsa și nu vrea ea să se conformeze unor reguli ale căsătoriei, zice, devaluați, spune Scriptura, devaluați cineva pe femeie măritată afară de pricina desfrânării sau alte principii din canoanele împărătești, bătută până la moarte, înșelată și prins în adulter și făgăduit că pune început bun și nu, și multe alte mărunțișuri, nu facem noi canonic acum, drept canonic. Poate să căsătorească, dar dacă nu curvește, deci ajunge la poligamie. Deci fiți atenți, legătura sacră a nunții, cinstirea nunții, ca taină. Și ultima care se cere, și ultima care e cea mai grea în căsătorie și se cere, este aceasta. Legătura nunții cu biserica. Ce înseamnă legătura nunții cu biserica? Sunt și băieți serioși și femei serioase. Dar după ce se căsătoresc, nu mai au nevoie de Dumnezeu. Ei, închipuiți-vă că asta e o catastrofă. Închipuiți-vă că familia e punctul forte care clădește și zidește societatea. Poate să dea ăștia ordonanță 700 de acum încolo. Dacă omul e măgar și e mărlan, nu faci nimic cu el. Trebuie omul să știe că munca este o cinste, viața curată e o cinste, spovedania e o virtute, sfânta taină e o virtute a împărtășirii, rugăciunea e o virtute și el schimbă. Ce spunea Filareta Moscovei? Cu duhovnici buni schimb fața lumii, dar fără mame bune n-ai duhovnici buni. Și atunci ce să faci? Deci iar nu, principiul se supune. Inelele se leagă în lanț. Nu rup de la un kilometru și o să rămână lanțul întreg. Și la călugări se schimbă. La călugări e mai ușor. Călugărului se cere trei lucruri. Să-și țină pliscul acasă, adică tăierea voii, care este prima sau ascultarea, și să nu sară cu gura când îl pui la ceva treabă sau la ceva ascultare în mănăstire, pentru că este foarte greu în ziua de astăzi și mănăstirile se confruntă cu un lucru care nu trebuie ascuns și trebuie spus pe față. S-au învățat domnii studenți și domnii oameni cu școală și vin în mănăstire cu câte două, trei facultăți și cred că o să li se facă ramă să închine lumea la ei. Nu știu că vaca trebuie păscută, că pământul trebuie lucrat, că slujba trebuie făcută, că masa trebuie măturată, casa trebuie scuturată, lemnul tăiat. Ei cred că au picat în camelafcă și în rasă și de acum totul vine pe bandă. Cu proști să face călugăria, nu cu deștepți. Pentru că dacă o faci numai cu deștepți, dărâm biserica. De ce spun lucrul ăsta? Când ai intrat în taina călugăriei, nu mai ești student, nu mai ești filozof, nu mai ești prefect, nu mai ești inginer, nu mai ești doctor, ești frate. Ești frate! Varlam și Iosaf împăratul Indiei, când s-a dus la călugărie, nu și-a luat sceptru împărătesc și insignia împărătească. Avea în taină ascuns la palatul lui rasa, aia haina mare, largă de deasupra, a lui Varlam, a lui bătrânul care l-a înțelepțit și l-a luminat spre viața duhovnicească. Și și-a luat rasa aia ruptă pe el, a pus un prieten al lui în scaun și a fugit în pustia Sinaretului la călugărie.
Și Varlam, care îl știa că e fiul de împărat, când a ajuns la ușă, i-a fost frică oarecum, că avea să apară suită în urmă să-l caute. Nu, 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 părintele meu, zice, nimeni nu m-a cunoscut. Și s-a spăimântat Varlam când l-a văzut că el era în rasa aia ruptă și peticită. Deci ăsta e principiul lepădării de sine. Nu vii tu și strântești mofturile în nasul cuiva și aștepți să faci călugări. N-am găsit rânduială, n-am găsit viață înaltă, tu faci viața. Tu faci mănăstirea, tu îi zidești principiul, nu vine cineva din afară să te zidească. Deci rugăciunea ta și postul tău și metaniile tale și smerenia ta te face călugăr și dă valoare mănăstirii, pereților, zidurilor. Dacă nu, e o adunătură de filozofi. Asta este. Ori Dumnezeu n-a strâns academicieni, a strâns 12 pescari, i-a insuflat și a invocat asupra lor puterea Duhului Sfânt și a spus, la treabă! Tu dai drumul, vindecă și încreștinează Asia, tu dai drumul în India, tu dai drumul în Europa, tu în America, fiște pe unde i-a trimis. Și a spus, mergând învățați toate neamurile, fără să le mai dea teză, fără să le mai ceară licență. Nimeni nu e împotriva culturii, pentru că este și o religie a culturii. Tot ce e frumos și sacru și sfânt și înțelept și filozofic îi place și lui Dumnezeu. Dar nu vii tu să-ți impui mofturile tale și să schimbi etica și principiul vieții călugărești pe temelia patristică. Deci când s-a pus în mănăstire tăierea voiei, păi pui diploma pe foc și tu te apuci de făcut tăierea voiei. Îți lași moftul și îți ștergi nasul și mustățile de nervi și treci la crăpat lemne, treci la cărat apă, treci la rănit vaca, treci la citit la ceaslov, treci la bătut metanii, treci la spălat vasele la trapeză, treci la făcut ascultare. Iar dacă ți se pare că ești nedreptățit și ți se pare că nu poți, mergi la duhovnic și îi spui, părinte, e greu pentru mine. Și te schimbă unde se poate. Iar dacă nici așa nu se poate, ție-i trai, stai și te duci în sori. Adică, nu vii tu să schimbi regula călugărească în moftul tău personal. Deci asta e ascultarea. Și spune că ascultarea merge prin tăierea voii până la lucruri suprafirești și duhovnicești. Un bătrân i-a cerut fiului său, numai două principii să vă dau, să meargă la o cetate vecină, la alt schit, să aducă niște pâine proaspăte. Și nu știu ce mesaj de la oarecare părinte. Și venind o ploaie mare, s-a umflat râul peste care trebuia să treacă. Și bătrânul care discutase cu el a spus așa, fiule, nu poți să mergi. Zice, acum că vezi ce vreme ești, vrei să te neci în râu, cum treci râul? Mă duc, așa a spus bătrânul, nu pot să cal. Și ăsta l-a urmărit din urmă să-i vadă principiul ascultării. A ajuns la apă și așa, așa, Doamne, dacă mă nec, sunt în ascultare. Mi-a spus să ajung, eu trebuie să ajung. Și a luat-o pe apă și mergea ca Hristos pe malul mării, pe vală. Și a trecut dincolo și s-a dus la bătrân. Da, dacă vine acum ăsta cu trei facultăți să-mi explice mie că corpul e mai greu ca apa și legea lui Arhimede împinge și legea lui Evgratia ia ridică, nu mai ești la treabă. Faci cruce și dacă Dumnezeu vrea să biruiește, rânduia la firii. Dar ce papuci avea? Dar nu cumva avea perne pneumace? Dar nu cumva era o scândură de desubt? Adică în aceste chestii nu se mai cere explicări mentale. Aici Dumnezeu știe ce face. Un alt ucenic mai adânc decât atât s-a dus la bătrânul și a spus, zice, avo de o viață mă ostenesc și eu n-am văzut rodul ascultării. Nu l-ai văzut, ți-l arăt eu. Ia bățul ăsta, zice, ca să te înveți să ai smerenie, bagă-l în pământ și să-l uzi. N-a comentat că-i uscat, că-i verde, că o să rodească, că nu știu ce. După trei ani de zile, am frunzit, am florit, a dat flori, a dat rod și a făcut finice. Pentru rugăciunea bătrânului și pentru smerenia lui. Iată, și la călugărie și la căsătorie smerenie. Pentru că dacă ai smerenie la căsătorie, ies copii buni, roadele și rodul căsătoriei. Și s-a dus bătrânul și le-a dus în biserică și le-a spus fraților, mâncați acum cu adevărat din rodul ascultării. Dar sunt principii și inexplicabile. Adică călugăria aceasta, în taina ei adâncă și patristică, are taine care depășesc chiar și partea duhovnicească peste principiul înțelegerii omenești. Adică uneori mi se par că sunt făcute întortocheate și întoarse.
Zice că odată un ucenic, tot așa, cerând sfat, bătrânul i-a spus, ia coșul ăsta și să aduce apă cu el. N-a comentat. Dar după un anumit timp și o îndelungă vreme, bătrânul care avea înțelepciunea lui l-a lăsat. Știa că așa se va întâmpla. Și vine și îi spune, zice, avă, ori, foarte atent, deci vezi, sporise duhovnicește, dar nu se înțelepțise, pentru că ascultările au și rost de înțelepțire. Zice, avă, noi fi înțeles eu ce mi-ai spus. Zice, eu car apă cu coșul ăla, dar nu se ține nimic pe el, zice. De ani de zile, zice, am bătătorit cărare până la sursa de apă și totuși nu se ia apa în coș. Bine, fiule, dar în timpul ăsta n-ai observat nimic? Poate s-a luat și ți-a fost atent. N-a fost atent. Gândiți-vă că bătrânul a ieșit afară, i-a luat coșul și l-a întrebat. Ce culoare aveau nuielele când a început să care apa? Ci că erau murdare. Și acum cum sunt? Curate. Vezi, fiule, și tu, ostenindu-te, te-ai curățit de pate. Ai văzut adânc al înțelepciunii și rost al ascultării? Deci astea sunt lucruri care nu se judecă cu mintea rațională, cu diploma și cu licență. Astea se judecă cu smerenia și cu luminarea de la Dumnezeu. Deci de aceea mănăstirea își are rostul și rodul ei tainic și rosturile și principiile ei adânci nepricepute și neînțelese de nimeni. Monahul e sila firii, iar monahul în același timp mai este și ucenicul lui Hristos sau copilul lui Dumnezeu. Dar când nu face voia Dumnezeu, este păpușa dracului. Așa spun Sfinții Părinți. Această castitate despre care se vorbește în mănăstire, în termeni domnești, adică feciorie, este și ea bazată pe mai multe principii. La fel când îi sunt călcate principiile și în călugărie, ea nu dă rod. De ce nu dă rod? S-ar putea că unii să rămână feciori, cum i-a făcut măsa toată viața, neîmblând cu femei. Și știți pilda cu ăla ce judeca patericul și el era iad pentru că râdea de cei ce au greșit din pateric. Nu mai spunem mai mult. Dar se pare că principiul vieții călugărește, adică ascetica aceasta, esența sau miezul bisericii, vine să scoată în evidență altceva. Monahul nu-i pus să fie fecior cu trupul, că dracul nu-i curvar. Monahul nu-i pus să fie fecior cu trupul, că îngerul nu curvește. Fecioria trupească este un principiu al moralei. Deci fecioria trupească este un principiu al demnității. Deci de vreme ce ai votat castitatea, curățenia, fecioria, deci nu te rezum numai la trup pe care îl ascunzi în dulamă și în rasă sau fugi de căderea cu femeie. Nu! Ci merge mai departe. Trebuie să ajungi, cum spune în taina și în votul călugăriei, mai este. Spune așa, și te vei păzi în întreaga feciorie și ascultare către mai marele tău până la sfârșit, așa cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte. Deci când a spus întreaga feciorie, la ce s-a referit? Credință dreaptă, viață curată, fapte bune, smerenie, tăierea voii, post, rugăciune, deci toate să le faci în feciorie, adică nu în feciorie trupului, în feciorie lor, cum trebuie să făcute. Ați văzut și astăzi, și dau doar pilda aia care am spus-o tot odată de mult, ați văzut și astăzi câte principii sunt. Călugări cu schitulețul lor, călugări cu mănăstirea lor, maicuțe cu schitul lor, maiculițe și spusnicele cu schitul lor și cu căsuța lor și cu bordeiul lor. E bine dacă ai binecuvântarea duhovnicului și dacă ești trimis cu un rost acolo. Dar ea are 20 de ani și 2 ani de mănăstire și e pusnică. El are 3 ani de călugărie și i-a mai pus dracul în gât și preoția. Din neatenția celor care o dau, leagă și dezleagă de capul lui, învață el și sfințește și blagoslovește și drege și învârte, își face linii și direcții. De ce vreau să vă spun? Trebuie să fim atenți că satana e foarte deștept. Trebuie să fim foarte atenți că satana e foarte delicat. A făcut satana atâtea taine în viața lui și atâta șicane lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a îngăduit ca de 2000 de ani să se tot scrie despre el și să nu se termine faptele lui. Dar vedeți dumneavoastră, când e vorba mai ales de armata de geniu, de călugărie, dracul e atât de șiret încât te face praf. Și ce au făcut?
i-au împins. Pe unii i-au împins, era numai o pildă frumoasă în care mi-a plăcut din pateric, unul s-a dus la starețul lui și a luat binecuvântare de pusnicie și s-a suit într-o peșteră acolo, de acum dracu îi prevestea viitorul, de acum dracu îi arăta minuni, vorbea cu el, îl scula la rugăciune, de toate. Dar, când a crezut dracu că l-a prins în mână bine, ce a zis? Mă, să spui tu mantia călugărească, așa zice, și să te pui pe ea, că eu am să te duc la cer, zice, pentru viața ta, ca pe Ilie în car. Și, totuși, Dumnezeu nu vrăiește moartea păcătosului. S-a dus la stareț și a spus și la frați, iertați-mă, frații, eu mâine zbor la cer. Starețul, om înțelept, a sesizat. De aceea mănăstirile întotdeauna au un consiliu al bătrânilor, care astăzi lipsește, datorită acelei rupturi cu decretul, când s-a golit mănăstirile și a rămas un pic de haos, da, dacă în 50 de ani eu mai avea și moșnești pe la mănăstire, și bătrânii întotdeauna sunt atenți și spun, când tânărul ia razna să-l tragi de picioare, că dracul le-a în primire. Și când au zis starețul vorba asta, a spus, fiule, ce vorbă e asta la tine? Ce tot spui tu acolo din gură? Părinte, zice, mi-a venit îngerul și mi-a spus, mâine mă pun pe mante și zbor la cer. I-a zburat starețul două palme și a spus, nenorocitul, eu astăzi merg cu tine. S-a dus în biserică, a pus obștea la rugăciune și a spus, rugați-vă pentru un nenorocit. Și s-a dus cu el în peșteră și i-a spus așa, tu să-mi spui tot ce vei vedea. Și eu știu ce am de făcut. Ăsta, dacă dracu-i deschisese fals ochii minții ca să-l piardă, i-a spus, uite, acum vine ceata dracilor, zice, sunt tip de îngeri. Acum așa, da seama ăsta că i-ați draci prefăcuți. Și bătrânul se ruga și zicea, Doamne Iisuse, își făcea cruci și bătea metanii și ținea strâns pe călugări de centură. Și a venit drace și a pus mâna pe mante și când i-a zmult mantea, au dus-o până în văzduh, până nu s-a mai văzut. Și bătrânul atunci a spus, Doamne, nu lăsa, zice, să se piardă robul tău, arată-i lui calea nedreptății. Și a făcut Dumnezeu ca drace din lucrarea lui Dumnezeu să scape mantea și deodată a văzut cum mantea pluntea sfârtecată bucăți și prostule așa avea să se întâmple și cu tine. Ei, așa-s și cu minunață de astăzi, așa-s cu minunile de astăzi, așa-s cu extaziață de astăzi, așa-s cu vindecătorii de astăzi. Te vindecă Sfântul Maslu și biserica și rugăciunea ta, nu a alergat-o prin coclauri. A găsit, nu știu unde, o măicuță, deschide cartea. A găsit, nu știu unde, un călugăr, îi citește în bobi. A găsit, nu știu unde, un preot, nu știu ce-i mai face. Frate-s principii drăcești și desfrânate de a rușina pe Dumnezeu din cele sfinte. Este cine schimbă Scriptura să duce în ghienă. Deci nu alergați decât la biserică. Ai episcop care hirotonește și dezleagă canonic ce știe că trebuie dezlegat, ai preot care știe și este hirotonit de episcop și știe ce trebuie legat și dezlegat, ai diacon care ajută pe preot și ai creștinul botezat, împărtășit și spovedit, care numai la Sfânta Liturghie se poate sfinți, curăți și desăvârși. Nu liturghii prin casele oamenilor, nu adunări cu Duhul Sfânt și toți draci și toate nebunii. Deci ăsta e unul din principiile călugărești, adică fecioria. Și a mai fost una. Este o carte acum, o să apare în timp. Cu starețul Leonid. Tot așa, s-auzea de un pusnic vestit și pusnicul acela se lipise lângă o mănăstire. Deci s-a dus el lângă mănăstire. Ce a zis? Mai vin perelini. Și venind perelini, îl căutau și acum dracu tot îi dădea să facă minuni. Făcea minuni așa, la cum face Valentina oraș, când vă spune, când vă doare ficatul la ecograf. Și, băi, făcător de minuni, făcător de minuni. Starețul Leonid, un om deștept și trecut prin viața călugărească și în experiența rugăciunii lui Iisus, băi, minunile astea sunt cam prea pe bandă, zice, prea Duhul Sfânt să trage cu ăsta de șire. Să văd eu ce-i problema. Și s-a dus să-l cerceteze și bătrânul. Călugării și, în general, preoții hirotoniți și cei care au luat darul duhovniciei, fără ca să-și dea seama, Dumnezeu invocă peste preot un har care îi dă o anumită pricepere care n-ai avut-o înainte de hirotonie. E treaba lui Dumnezeu. Te trezești tu deodată că poți face ceva ce nu-ți aparține. Dar nu că ai câștigat-o tu prin deșteptăciunea ta. Aia Dumnezeu cu har care cele cu lipsă le împlinește și cele nedesăvârșite le desăvârșește. Aia e taina. Și apropiindu-se duhovnicul Leonid
de chilia pusnicului, a văzut o chilioară frumoasă, însorită în livada unei mănăstiri acolo. Pusnicul stătea acolo la mănăstire și se nevoia el retras în dreptul lui și a început să-i ceară sfatul. Dar ce făcea? Îl cerceta după principiile filocalice și bătrânești ale virtuților lui călugărești, care știa el că trebuie să încercate și să vadă cam cum lucrează Duhul Sfânt. Simeon Nou Teolog, Evaț într-un fel, Palaman într-un fel, Evagre Pontic într-un fel și toți la rândul lor, fiecare. Și el a probat să vadă, zice, a, vine așa ca un porumbel, zice Duhul Sfânt, și îmi vorbește. El de Leonid, starețul, ce a zis? Măi, bine ar fi să-i dau un sfat. Mă. Și îi spune, Avo, uite ce este. Bine ar fi să fii mai prudent, zice, dar dacă cumva e o înșelăciune drăcească, el zice, Duhul Sfânt nu prea vorbește, zice. Nu știu dacă chiar, zice, poate Duhul Sfânt să apară așa la întâmplare porumbelul oricând și să vorbească. Ia ascultă tu! Ai venit tu să mă înveți pe mine sau ai venit să te folosești de la mine? Nu ți-e rușine? Tu știi cu cine stai de vorbă? Eu? Era plin de lepădare de sine. Era plin de smerenie. Era plin de feciorie. Elder Leonid a bătut metane și a plecat. Dar se ruga în gândul lui pentru el. Și s-a dus în mănăstire și a spus, fraților, atenție cu pusnicul vostru și cu minunile lui să nu sfârșească rău. Și s-a spânzurat săracul mai târziu, că celălalt vrea să zboare cu mantia. Deci are dracu principii și preot fiind să te ducă în râpă. Pentru că citeam undeva o istorioară. Dacă dracu dărâmă un preot, este valabil cât ar dărâma 10.000 de suflete. De ce? Sufletele creștinilor se colectează ușor prin spovedanie. Dar sufletul preotului care are harul Duhului Sfânt, foarte greu. Este un slujitor, este un ostaș din garda lui Hristos, nu-i un om de rând care îl spovedește și îl scap cu o spovedanie. Ci ăla este direct organul Duhului Sfânt și dracul se bucură când face o fisură. Deci trebuie mare atenție. Iar ultima și cea din toate, despre care nici nu mai este nevoie să spunem, este sărăcia. Dacă vreți să vedeți călugări săraci, uitați-vă întotdeauna să aibă guler alb, papion, dulamă de persic, pantof lustruit și ce mai vreți mai departe. Îi cunoașteți că sunt săraci și smeriți. Dacă vreți să vedeți călugării patericului, nu este nevoie să luați pilde din viața de toate zilele. Citiți patericul egiptean, vedeți cum se îmbrăcau ăia, cum mâncau ăia, cum se purtau ăia și fără să-i judecați pe ăștia de azi, că degeaba îi judeci, că nu se rezolvă nimic cu asta. Ci trebuie să dăm dovadă întotdeauna de sârguința și de străduința interioară și să cunoașteți dacă într-adevăr am atins principiul sărăciei. Un pat îți trebuie, o carte îți trebuie, o haină îți trebuie. Dar când ieși din sfera omenescului, cum spun Sfinții Părinți, și dai în sfera prostiei personale, atunci închipuiți-vă, nici nu mai vreau să spun, începând de la mașină și șapte vile și ce și mai fac și aur și mai este câteodată câte o preoteasă, parcă e zeița Nemzida și câte o călugăriță aranjată zis că e Madonna. Deci șașa, șașa. Ei, fraților, nu-i de râs, e de plâns. Ar trebui să plângem. De ce să plângem? Dacă se strică sarea pământului și dacă se strică sarea, se strică și bucatele, totul se aruncă în foc. De aceea spuneau Sfinții Părinți că la vremea din urmă se vor răstrica rânduielile vieții înalte, zice. Și sus un jos și jos un sus va fi, zice. Și vor fi oameni neîncercați și vor fi creștini răi, zice, hulitori, dezbinători, bătăuși, vărsători de sânge, zice, călugări neîncercați, zice, și lăsând rânduielile călugărești, Ava Pampu, Ava Moise. De aceea nu-i de plâns, ci sfârșitul e aproape. Să ne rugăm tot timpul și să dăm prilej și chiar pe drum când ești și vezi o călugăriță iurea, măicuță, dar de ce umblești? Uite la mănăstirea ta. Frate, dar tu de ce îți pierzi vremea cu femeie? Du-te că e moartea sufletului tău. Creștin fiind tu să-l sfătuiești și să-l îndrepți, să nu-l tragi la păcat. Dacă îl vezi pe preot că înjură părinte, nu-i frumos, e păcat, aveți grijă. El pe moment o să se supere, dar după aia se mulțumește. Deci trebuie să avem principiul demnității cu ce am început. Smerenia nu înseamnă să lași omenia, demnitatea și personalitatea.
trebuie să fii prompt în fața greșelii și a păcatului, pentru că unii pe alții sfătuindu-ne vom fi ca o cetate bine întărită, iar cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Vedeți? Și spune acolo în predica aia lui Părintele Cleopa cu dracul ăla amânării, zice, și cât câștigi tu prin nepăsare? Cad ca fulgii de zăpadă. Fraților, să nu stăm în nesimțirea sufletului nepăsători, ci să ne trezim cu adevărat la realitate și să ajungem, cum spuneau tot scripturile, zice, părinții noștri din vechime și creștinii noștri din vechime, zice, aveau rogojini și inimile de aur. Să tindem din nou exact spre același lucru, spre viața de toate zilele, modestă, normală. Nu se supără nimeni că ai schimbat covertura cu țolul de cordele sau că ai schimbat televizorul cu lada de pus cloșca. Dar să știi și să înțelegi când să te uiți, când să nu te uiți. La ce să te uiți, la ce să nu te uiți. Când să mănânci și cât să mănânci. Cum să bei și cât să bei. Deci cele patru principii și criterii care sunt de bază omului sunt acestea. Să aibă dreptate întotdeauna, să nu umble cu vicleșul, că cei ce viclenesc vor pieri. Să aibă cumpătate, că cei cumpătați nu greșesc. Să aibă discernere, că cine înțelege și pricepe evită rău. Și să aibă curaj, fricoș și nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Biserica nu-i făcută să crească ologi. Biserica nu-i făcută să crească momâi. Biserica nu-i făcută să crească lingăi. Nu! Râs prost. Deci biserica este pusă să crească creștini demni, care să știe să dea răspuns și mahomedanului și sectarului, că să aruncă vorbe în popor și spune, zice, asta e treaba popii, n-are decât să citească. Dar de ce e treaba popii? Să spunem că popa nu cade în ispită și se duce la sectă, că cunoaște religia. Dar tu care vii și îmi spui în secolul 20 că așa credea mama, eu să cred că tu ești credincios? Dar de ce să nu știi și tu ce e aia treime? De ce să nu știi și tu că există rugăciunea lui Iisus? De ce să nu știi că există post? De ce să nu știi că există smerenie? De ce să nu știi că există tăierea voii? De ce să nu știi că există ascultare? De ce să nu știi că există personalitate sau demnitate sau bărbăție, să fii în toate corect și principial? De ce să nu știi că există puterea de a îndrepta? Ala azi fac, că nu mă interesează. Și faptul că nu ne interesează e tot un păcat. Când suferă un mădular, toate celelalte suferă. Deci nu că nu mă doare pe mine capul, că Ion e curvar. Nu! Din Ion se umple și Gheorghe și Maria și Vasile și ceilalți. Fumează Ion, ia mâine și Vasile și ceilalți. Că doar așa s-a descoperit păcatul. O făcut întâi Cain și cei din neamul lui și după aia de la el au învățat toți ceilalți. Închipuiți-vă ce ar fi fost să nu știe lumea cum arată păcatul desfrânării. Închipuiți-vă! Ar fi fost o splendoare. Dar întreabă-l că el are 6 ani și pe caietul lui de abecedar îi pus o femeie în chiloți cu o banană în mână. Deci vă dați seama câtă bolnăvire spirituală în societate și în familie și peste tot? Dar dacă s-ar impune lumea, imediat când te-ai impune și nu, domnule, stai alea, că cine e redacția asta? Un telefon. Domnule, vouă nu vii rușine? Asta învățați voi copiii de grădiniță? Asta învățați voi la 8 clasă? Pentru că jihniți azi, jihniți mâine, îndreptați azi, îndreptați mâine. Ce zic, băi, în țara asta nu merge cu aiurea, hai să o luăm cu bine. Amin?